Primarul municipiului Baia Mare ține în continuare prima pagină a ziarelor. După ce acum două zile a susținut o conferință de presă în care a acuzat SRI și DNA că ar fi fabricat dosare, astăzi a fost protagonistul unui nou scandal. Ziarul de Baia Mare a dezvăluit că acum mai bine de două săptămâni edilul a fost implicat într-un conflict cu un bătrânel. Cetățeanul ar fi abordat pe primar în timp ce acesta se afla pe terasa unui local din centrul orașului. Nemulțumit, bărbatul ar fi criticat pe edil atât pentru dosarele în care este anchetat, cât și pentru administrarea proastă a orașului. După ce cei doi ar fi avut un schimb dur de replici la fața locului sau deplasat poliția locală și jandarmeria. Edilul era însoțit de fostul polițist Dorin Coste, cel care acum este director al Direcției de Acțiune Civică din cadrul primăriei municipiului Baia Mare. Cazul a fost ținut sub tăcere de către toate instituțiile de ordine publică la ordinul lui Cătălin Cherecheș, adică mușamalizat, de la ospătarii de la cafenea care tremulă dacă întreb de incident, până la poliții și jandarmi. Au arătat jurnaliștii de la ziarul de Baia Mare. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș a confirmat că polițiștii de la investigații criminale au demarat o anchetă și a fost întocmit un dosar pe pentru infracțiunea de ultraj. Jurnaliștii de la Ziarul de Baia Mare susțin însă că polițiștii au ajuns la locul faptei ilegal. Cătălin Cherecheș nu a sunat la 112. Polițiștii de la municipiu și jandarmii au încălcat legea și nu aveau ce să caute acolo. Angajații cafenele au fost instruiți să tacă. Ziarul de Baia Mare a mers pe firul poveștii. Surse din cadrul jandarmeriei ne-au declarat că lor li s-a cerut sprijin prin colaborare interinstituțională și au mers fără să pună întrebări. La poliția municipiului nu a ajuns niciun apel telefonic prin 112. Polițiștii însă au ajuns la locul scandalului au mai scris jurnaliștii. La începutul anului trecut, Cătălin Cherecheș era închetat într-un dosar penal și se afla sub control judiciar. Presa a relatat că Dorin Coste era atunci șeful Serviciului de Investigații Criminale, iar fostul polițist împreună cu Viorica Mărincaș, pe vremea respectivă inspector șef al IPJ Maramureș, nu a prezentat instanței raportul care să arate dacă inculpatul Cherecheș a încălcat sau nu controlul judiciar. Ulterior, Coste a ajuns director al Direcției de Acțiune Civică din cadrul primăriei municipiului Baia Mare.